Doar în ultimele 7 zile au fost puse sub sechestru bunuri de aproape 20 de milioane de lei de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA. Este vorba despre bunuri care au fost dobândite ilegal și au fost sechestrate în cadrul unei cauze penale. Potrivit RBI, au fost aplicate sechestre pe 33 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative și nelocative, construcții locative și nelocative, terenuri pentru construcții și agricole. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, angajații RBI au finalizat 5 delegații pe 4 cauze penale în privința a 5 subiecți, au elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane, au întocmit 8 avize consultative privind evaluarea 5 bunuri mobile și 4 imobile. Amintim că în primele luni ale anului, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri dobândite ilicit în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020 cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.